Bătut de către amantul soției și ascuns în port bagajul unei mașini. Un bărbat din capital a trecut prin momente de coșmar după ce a fost luat la pumn de către 4 indivizi. Totul s-a întâmplat în după amiaza zilei de ieri, iar victima a fost salvată datorită intervenției agenților de patrulare care au fost anunțați de unii martori ai scenei de violență. Doi dintre suspecți au reușit totuși să scape și sunt dați în căutare. În automobilele bănuiților, oamenii legii au găsit câteva pistoale, dintre care unele deținute ilegal. Victima se deplasa la volanul unui BMW atunci când în apropiere de localitatea Tohatin șoferul a fost forțat să oprească. Câțiva indivizi care se deplasau în alte două automobile au blocat drumul și l-au scos afară din vehicul. L-au bătut crunt și l-au urcat în portbagajul unui Mercedes. Spre norocul victimei, scena a fost observată de trecători care au anunțat poliția aproximativ la ora 16. Imediat cele două mașini